Veștile de la Administrația Națională de Meteorologie nu sunt prea îmbucurătoare. Urmează mai multe zile cu temperaturi în jurul la 40 de grade Celsius, iar arșița va continua până la începutul lunii august, potrivit estimărilor făcute de meteorologi pentru următoarele 4 săptămâni. Administrațiile locale au obligația de a asigura puncte de prim ajutor doar când se intră sub incidența codului roșu de caniculă. Însă, primăria Hunedoara, ca întotdeauna atentă la grijile comunității, a asigurat deja 5 puncte de prim ajutor în caz de caniculă, chiar dacă meteorologii au emis doar o avertizare meteo de cod galben de caniculă și disconfort termic. Iată unde sunt cele 5 puncte de prim ajutor în municipiul Hunedoara. La sediul Galeriei de Arte, zona teatru, la centrul de recreere pensionari, capătul pietonalei Corvin dinspre bulevardul Dacia, la clădirea administrativă a Muzeului Castelul Corvinilor, în piața Obor, punct de lucru taxe și impozite, și în piața Dunărea. Punctele de prim ajutor vor funcționa între orele 10 și 18, cu excepția celui din hala Obor, unde programul de funcționare este între orele 9 și 17. Ba mai mult, pentru că se anunță o lungă vară fierbinte, primăria Hunedoara a stabilit ca pe întreaga perioadă a verii, punctele de prim ajutor de la piața Obor și centrul de recreere pensionari să funcționeze permanent, cu posibilitatea prelungirii programului și în zilele de weekend declarate caniculare.